preasfântă Maica Domnului, pururea Fecioară Maria. Cu lacrimi în ochi și plin de smerenie, mă aplec înaintea ta, cea prea curată, rugându-te să-mi asculți glasul meu, cel mult tulburat. În fața ta, măicuță, îmi descoper toate slăbiciunile, păcatele și îndoiala care mă macină, cerându-ți cu umilință să intervii în viața mea. Tu ești cea aleasă între femei, ești nădejdea noastră, singura noastră alinare în vremuri de încercare și suferință. Prin harul tău divin, ce ți-a fost dăruit de Dumnezeu, ai devenit scăparea noastră în fața ispitelor și a necazurilor lumii. În mâinile tale, iubitoare, ne încredințăm viețile și sufletele noastre, cerându-ți cu încredere să ne călăuzești pe calea mântuirii. Maică preacurată, te rugăm să ai grijă de noi, copiii tăi păcătoși și neputincioși, cei rătăciți pe drumurile vieții. Înțelegem că ne aflăm în fața măreției tale, a puterii tale nemărginite și ne închinăm ție cu smerenie și recunoștință. Te rugăm să ne acorzi îndurare și milă, să ne întărești credința și să ne luminezi căile, pentru ca să ne îndreptăm mereu spre Domnul nostru Iisus Hristos. Paznică neobosită a credinței noastre, ascultă-ne chemarea și primește-ne sub sfânt acoperământ al harului tău. Roagă-te lui Hristos pentru noi, păcătoșii, și cere-i să ne ierte păcatele, să ne întărească în lupta cu ispitele și să ne aducă pacea și mântuirea în sufletele noastre. Maica Domnului, stăpânitoare și ocrotitoare a tuturor credincioșilor, înfățișează-ne înaintea Fiului Tău ca să ne primească în prezența Sa și să ne elibereze de robia păcatului. Fii mijlocitoarea noastră și roagă-L să ne lumineze mintea, să ne încălzească inimile și să ne înalțe spre viața veșnică în împărăția Sa cerească. Amin. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă păzească și să vă aducă pace în sufletul și în casa voastră. Sper ca această rugăciune să-ți fie cu adevărat de folos duhovnicesc, iar dacă vrei să mai rostești încă o rugăciune, aceasta este recomandarea mea.